Ce face? Salutare și bine v-am regăsit la o nouă super serie pe canal. A apărut F1 22 2022 Formula 1. Avem aici, sper să fie o serie foarte interesantă. Știu că a prins ceva seria asta când am filmat-o pe canal, dar a fost 2020-ul. Pentru că știți, voi am zis să facem un an Formula 1, un an MotoGP. Cine știe dacă mai vreți acum să porim o serie și cu MotoGP 2022. Poate o să-l iau și pe acela, o să facem o carieră și acolo. Vreau să facem data aceasta driver carrier, nu mai team carrier, pentru că am văzut și noi un pic mai complicat la mai team carrier. Trebuie iarăși să luăm iarăși alți concurenți, bale, mai dăm bani și celor, așa mai departe. Vreau să văd cum este acest driver carrier, să vedem. Bă, o să vreau totuși să pornim direct din Formula 1, că nu vreau să dureze chiar așa de mult de la Formula 2. Și ce zic, mă gândesc că o să jucăm și noi vreo două sezoane, cam așa, desigur, dacă o să vă placă și vouă. Din câte știu, am mai exploat în ultimii ani Formula 1 în România, a început să fie mai popular, mai ales din cauza ultimei curse din sezonul trecut, când a câștigat Verstappen împotriva lui Hamilton. Chiar a produs un impact foarte mare în România. Dăm direct skip to F1, start from beginning, full season normal, use the de câști ori fi, abă, stai, deci ce scrie aici? Custom settings, cum ar veni? Păi și ăștia recomandate, care ar fi asta ideea? A, la asisturi le băgăm pe ăștia, de le-am eu. Cred. Da, mă, da, ăștia sunt. Sper. Și simulation unde? Unde e ăla cu simulation? Am zis să băgăm. All 1, 31, bă, bă, bă. Bă, ce 31, mă, bă, adică să ești numai experți un pic totuși. Nici chiar așa. Nu, băieți. Nici chiar așa. Băgăm, hai în... Nici nu știu, dăm un 75 la început pentru că nu prea am apucat să joc jocul atât de mult și na, nu vreau să ne luăm chiar pe miriște, pe nebunie, direct din prima, dacă știi ce zic. Recovery prin flashback, dacă e, dar nu prea o să le folosesc eu foarte mult, sper. Car damage, bă, standard. Low fuel mod, easy, hard, easy la filmul, nu știu care e treaba foarte mult la asta. Collisions on normal, restarts manual. Bun, cam așa ar veni. Sper să fie ok aici, să nu vreau să mi arate linie pe jos, să nu mi le arate, asta vreau. Să nu le arate. Dynamic racing off, bun. Automat, pentru că da, e foarte greu să fac din padele. Măcar de-aia am un schimbător ceva, dar bine, din padele ar fi teoretic să le faci, dar nu e greu. Poate o să mai fac eu pe off-camera, pe când o să mai filmez, să încerc să mă obișnuiesc și cu padele, dacă știi ce zic, și după să ne apucăm. Oricum o să facem o dată și o dată. Bun, cam ăștia ar veni, confirm settings. Bun. Driver career, ok. First things first. Let's create your driver. Așa, trebuie să ne facem asta. Bă. Avatar. Că lăs, hai că lăsăm așa. Country, România, tati, România. Ce stărim asta, Barbadian? Nu mă stâlviați în țara asta, Barbadian. Du-te bă de aici. Bun, o să fie acum primul român din Formula 1. Bă, băieți, în Formula 1 am avut destul de mulți, într-adevăr, pentru că au mai fost și în ultimul an. Ba nu, acum vreo 2-3 ani, pare că mai fost un băiat. Dar știu că mai fost în Formula 2 câțiva. O să lăsăm asta România, name. Punem frumos aici. Ăsta e că e first name, nu? Numele de familie, sau? Ba nu, 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 greșesc eu. Ăsta cred că e. Că numele e first name-ul, din câte știu. Sper să nu zic prostii. Și last name este numele de familie. Apropo, follow pe Instagram și pe TikTok, dacă nu vă deranjează. Inițialele. A, să punem acolo, o să punem COV, bă băieți. Ba nu, CVG, CVG, cum avem și pe Insta forță. CVG de să fie forță acolo. Bun.
Emanuel Covric, văgă numărul, number, 95 vreau, sau 3, au numărul 3 pe aici? Nu mă uite, nu, numărul 3, vreau să dacă au 95, ca Fulger McQueen. Au 95, aia zic, bă băieți, Fulger McQueen, audio name, au mai Emanuel, ia să vedem. Dacă au Emanuel, o să fie un episod mai lung acest prim episod, pentru că n-ați să face și nebuniile ăștia. Să fie undeva pe la vreo 30 de minute, cred că poate chiar mai mult. Dar sper să vă placă. Nu știu dacă a apucat să facă cineva totuși România, un episod cu acest joculeț. Hai cum trecui mult de mă lua vorba. E, da, n-avem Manuel, lăsăm așa, fără audio name. Dăm advance. Deci, helmet, casca. Bă, avem aici mai multe, mai șmecherești, așa. Mă, îmi place și asta, și asta pare interesantă. Și asta cu galbenul ăsta, așa, facem ca la MotoGP, bă băieți, cu galbenul ăla, ar merge. Ar merge, bă băieți, ia să facem cu asta, aici nu putem să facem. A, la asta merge? Nici la asta nu merge. 5 color, roșu ăla, unde ne-a bai roșu ăla, nu înțeleg. Unde vă duce roșu, abornăm. A, picolo. Am înțeles. Am înțeles. Ăsta vreau să fie negru, dacă se poate. Așa. Ba nu mă, asta vreau să fie neagră, bă băieți. Bă, mă, ce le fac eu aici? Asta e neagră. Ăsta e ăsta galbenul ăla, așa mai aprins. Și roșu ăsta, nu știu unde e roșu ăla, dar punem tot galben, dacă știi ce zic. Hai, cam așa cred că, bă, nu, mai acana. Mai, asta e casca noastră, bă, băieți. Poses, nu știu câte avem. Punem și noi pe asta, care e mai interesant. Asta, că parcă vrem să-i batem așa, știi ce zic. Forță. Bun. La podium. Yeah. Nici asta. Na, o lăsăm pe asta, o lăsăm pe asta. Victory Radio Call, ia. Uhu, yeah. Nu, îl punem pe ăsta cu advance, haideți mă. Acum să vedem ce echipă luăm. Ce echipă luăm. Bine, în astfel că poți să vii direct din prima la Ferrari și la ăștia, bă băieți, să zic. O să vreau să începem cu ceva mai ok pentru primul sezon. Nici nu știu, hai să ne gândim. Nu, vreau să fim la Aston Martin, sincer, coleg cu Vettel. Și, întrebarea aici. Pe care îl dăm afară. Nu, adică dacă îl selectăm pe Vettel, îl dăm afară pe Vettel sau pe Stroll, asta e ideea. Dar dacă se acolo timp, e prea să fie doar Vettel, nu? Da, mă, cu Vettel, cu Vettel suntem cu echipier, gata, bă, băieți, mamă, îi spargem pe ăștia, îi spargem. Haideți, la Aston Martin. Chiar îmi place echipa și culorile. Îmi tare curios ce vom face. Avem și ăștia la fel ca la 2020, cu facilități, R&D. Am înțeles, am înțeles. Poate pe un live să ne apucăm să facem o carieră și cu mai timp, cine știe, scrieți în comentarii dacă vreți. Bun, ăștia sunt contractele. Ia, go to car reveal. Să vedem cum ne arată. Ia uite, tati, ia uite. Aramco frumos acolo. Noi, noul coechipier al lui Vettel. Bă, nu prea să se uite jocul. A, e, probabil era ceva muzică. Dar era ceva muzică și de-aia nu se auzi. Bun, suntem aici la sesiune. O să dau un pic de de practice, de antrenamente, și o să revin după cu calificările, că na, sunt obișnuit și eu cu traseul, e logic. Bun, păpăie, suntem aici la calificări. Haide să vedem ce reușim să facem, ce loc reușim să prindem. Sperăm unul cât mai bun.
Hai. Luăm destul de bine acest prim viraj, părerea mea. Nu mai e mai așa de bine. Nu mai așa de bine, este pe ultima poziție acum. Haide, tata, ultimul viraj aici, să pe locul 19, poate reușim să mai luăm o poziție, ceva, du-te, tati, du-te, du-te, du-te. Cred că rămânem pe 19, băieți. Bă, măcar nu suntem pe ultima poziție, măcar nu suntem pe ultima poziție, priviți și voi partea bună. Măcar nu plecăm de pe ultima poziție. Bă, asta e. Niciodată n-am fost bun la calificări, bă, la niciun joc, nici la Formula 1, nici la MotoGP n-am fost bun la calificări. Vedem ce o să fie în cursă, în cursă de fiecare a fost mai bun decât în calificări. Foarte, foarte rar am avut un loc mai în spate. A, bă, taci mă din gură, să o știu. N-arată-o? Nu știu nici aici pe ce loc e și Vettel. Vettel pe 15, am înțeles. Vettel pe 15... Bă, cum am zis, în cursă sperăm la cu totul altceva. Mai aprim și noi aici la Acclaim un pic. Ia uite, bă, ce merțan. Haide, nu mai contează asta. Să vedem ce vom face. Noi plecăm foarte din spate. Da, mă, da, știu și ăștia. Bun, hai să ne gândim la strategie. 14 lapuri. Facem aia cana. Cred că ok, nu. O lăsăm pe asta, o lăsăm pe prima. O lăsăm pe prima. Încetul, că m-am uitat în turul 6. Schimbăm, am înțeles. Hai, mă. Mama, că e bune, 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 bun, plecăm bine. Plecăm bine, dar pleacă și ăștia. Cât de bine pleacă și la Tifi, Colea. Mare, mare grijă. Ne atingem acolo un pic. Ilegal, de unde e ilegal, tată? De unde e ilegal? Hai că e bine, bine, acum e bine, e bine, e bine. Locul 16, tot ilegal, mă. Mă, dă-i. Mă depășește. Așa. Locul 17, hai că ok, ok. Un început relativ bun. Relativ bun, da. Sper să n-avem probleme. Sper să n-avem probleme. Da, un pic aripa față din stânga. E lovită. O să fie nasol. O să fie nasol. Totuși sper să n-o schimbe. Sper să n-o schimbe. Hai. Bine aici. Schumacher acolo. Locul 17. Ocon încearcă să ne depășească. Mă, numai are o mașină mult superioară față de a noastră. Dar nu-l lăsăm, nu-l lăsăm. Am. Linie dreaptă aici. Încercăm să-l ajungem pe mic. Și o facem, o facem bine. Activăm iarăși RS-ul. Activăm RS-ul. Vreau să încercăm să-l depășim. Vreau să încercăm să-l depășim. Nu-l mai activez, pentru că după aia nu mai avem nici putere. După și nasol. Greșește mic acolo și reușim să trecem. Reușim să trecem locul 16 în aceste momente. Albon este în fața noastră cu al său Williams. Chiar zic, e un start bunicel. Chiar e un start bunicel, se putea mult mai rău. Se putea mult mai rău. Albon aici, se descurcă binișor acesta, atac pe interior și reușim să trecem, dar pentru scurt moment Albon revine și ne ia iarăși fața. Greșesc aici, greșesc grav, greșesc grav și pierdem până și locul 16. Hai să încercăm interiorul la Ocon. Interiorul la Ocon. Reușim să trecem. Fantastic, am ajuns acolo să depășim pe Ocon. Dar nu vreau să pierdem față de Albon totuși. Hai aici pe linie dreaptă de să vină și de restul în lapul următor, cred. Ne atacă și Schumacher aici pe interior.
Nu am mai putut să ajungem acolo pe Albon și pe Ocon. Sperăm totuși măcar să ne menținem acest loc 18, trece Schumacher. Dar încercăm pe exterior să menținem poziția, foarte, foarte greu. Ce bătălie aici cu Mick. Trece până la urmă Mick Schumacher, încerc totuși iarăși interiorul și rămânem pe 17, rămânem pe 17. Uau, ce bătălie aici la subsolul clasamentului, cum s-ar zice. E greu, e greu, e greu. Schumacher a încercat iarăși pe interior. Rucurul 4 o să fie acum. O, stea galben în spatele nostru. Cred că Schumacher e, da. O fi încercat să ne depășească, dar nu cred că l-am atins. Nu cred că l-am atins pe Schumacher acolo. Nu cred că l-am atins. Ce greșesc aici, din păcate, ce greșesc. Pierdem totuși contactul cu Albon și cu Ocon. Destul de nasol. O să vină stopul. Sperăm acolo să mai avansăm un pic dacă se poate, să încercăm să-i ajungem pe cei doi. Dar e greuță treaba, e greuță. Nu o să mai dau deloc RS-ul. O să încerc să merg așa. Problema e că ne depășește la Tiffy. Totuși cred că o să luăm aici fără nicio problemă. Dar revenim în fața lui. Dar revine și el. Incredibil. Incredibil. Hai cu DRS-ul. Dar vine și Guan Yu. Incredibil așa ceva. Incredibil. Pierdem și această poziție de loc 17 în fața lui Latifi. Da, e greu deocamdată la început. E greu. Nu suntem încă obișnuiți cu jocul. Prima cursă. Da. Trebuia să dau, cred că, și mai puțin la AI. Hai acum, poate reușim ceva. Trebuie să activez DRS-ul și RS-ul neapărat. Vreau să iau poziția înapoi. În acest lap o să intrăm și la boxe. Încercăm depășirea la Latifi. Pe interior la Latifi. Pe interior. Și o reușim. Vine iarăși pe partea dreaptă acesta. Dar nu-l mai las. Nu-l mai las data aceasta. Nu-l mai las și reușim, promă, să ne luăm locul 17 înapoi. Trebuia. Hai. Acum sper să reușim să îl menținem. S-a dus acolo Albon. Deci nu-i chiar așa de departe. Nu e imposibil să recuperăm. Chiar nu e imposibil, sincer. Se poate întâmpla orice. Aici, mamă, ce era să o pierd. Ce era să o pierd aici, incredibil. Incredibil ce era să o pierd. Încearcă iarăși Latifi, ba nu, Guan Yu acum, Guan Yu, dar nu-l las, reușim să închidem acolo. Să închidem fața. Hai, tată, hai. Trebuie să vină stopul. Măcar să rămânem pe această poziție. Bun, hai să intrăm la boxe. Așa, hai. Intrăm la boxe. Suntem un pit. Sperăm că o să facem un schimb bun, atât zic. Sperăm la un schimb bun. Hai, tată, cred că e bunicel, nu știu câte secunde. 2.9, pare ok schimbul. Hai, tată, că sunt împit ăștia. Ieșirem în spatele lor. Schumacher, cât de mult avansă Schumacher. Bă, băieți, incredibil. Hai, ar trebui să-i depășim pe amândoi, haide. Hai, tată. Trecem aici de Schumacher. Următorul e Zu. Măcar cu locul 17 să rămânem și noi. Măcar cu acesta.
Am. Ia-l, tata, ia-l, ia-l. Hai, că avem și de restul, avem și de restul, dar e departe. E departe, Zu, e departe. Poate pe linia dreaptă acolo să încercăm ceva. Poate acolo. Bun, încercăm acum pe interior. Pe interior am încercat. Întoarce și pe partea dreaptă. Sperăm totuși să reușim să rămânem în fața acestuia. Ce o facem, o facem foarte bine. Locul 17. Revenim pe locul 17, ceea ce e foarte, foarte bine. Pentru prima cursă, eu zic e ok. Eu zic e ok locul pentru prima cursă. Chiar e ok. Nici nu sunt de la o echipă foarte bună. Greșesc aici un pic, dar avem totuși interiorul. Da, nu, o să încerc să rămân la locul acesta, pentru că e aproape imposibil să reușim să facem ceva. Zu acolo se împiedică, cum s-ar zice. Poate un safety car ne-ar ajuta foarte mult și cred că o să fie. Cred că o să... Noi. Mamă, ce ghinion avem. Ce ghinion avem, de ce nu-i safety car? Atacă mic pe interior. Mare grijă la acesta, mare, mare grijă. Reușim totuși să ne mai distanțăm de el. Vreau să vedem totuși interiorul. O să vină, o să încerce să ne depășească. O să încerce să ne depășească, dar nu las, nu las. Avem interiorul aici și reușim să rămânem pe această poziție. Deci de restul se pare. Probabil are și el, încearcă și el să treacă pe interior. Fuuu, ne atingem, ne atingem cu acesta, incredibil. Incredibil. Atacăm aici, periculos. Fantastic. Da, i-am lovit un pic la aripa față, dar nu mă interesează. Nu mă interesează. Vreau să fim aici în fața acestui. Avem DRS-ul și ieșim în față. Ieșim în față. Ce bătălie aici cu Mick Schumacher. Incredibil. E incredibil. Ne-a avărat un pic acolo. Ar trebui să fie penalizat, părerea mea. A intrat foarte, foarte urât. Hai, e dată. Nu lăsăm, nu lăsăm. Nu mai fi atât de bine monopostul. Bine, avem aripa față. Cam julită, cum s-ar zice. E greuț în astfel de momente. Cearcă pe interior. Schumacher, ne atingem cu acesta. Ne atingem, avem exteriorul. Încă o dată ne atingem cu Schumacher. Incredibil, ce bătălie. Ce luptă avem. Ce luptă avem cu acesta. Intrăm în turul cu numărul 11. Vreau interiorul aici. Vreau interiorul. Și-l obținem, iar cred că ne-am atins cu el. A venit și Latifi, Latifi a trecut de Schumacher, incredibil. Incredibil, ce bătălie. Ce bătălie aici. E foarte larg. Ne atinge iarăși Latifi, incredibil. Bine, reușim să luăm poziția înapoi. E greu, e greu, bă băieți, e greu. Păi aici un pic virajul, n-a văzut nimic. Încearcă iarăși pe interior Schumacher. Încearcă pe interior acesta. Ce luptă, ce luptă. Avem și noi interiorul. Și trecem. Ne atingem, ne atingem cu Schumacher. Incredibil. Incredibil. Zu este acolo. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă aici, bă, băieți, incredibil, ce se întâmplă? E, mă, vă dată nasol aripa față, dreaptă.
Păi, e nasol, e nasol. Nu vreau locul 19. Nu vreau locul 19. A, Schumacher a intrat în pit, acum am văzut. A intrat în pit acesta. Latifi, bă, handicapat Latifi ăsta, vere, până și pe joc e handicapat, să-mi bat picioarele. Intra mine, m-a făcut căcat, uitați-vă și voi. Uitați-vă și voi, incredibil. Intrăm în ultimul tur, da, se vede că nu mai avem ce să facem. Din păcate ăsta cred că o să fie locul nostru. 18, parcă așa, să zic că am început și la Formula 1 2020. Totuși sperăm să rămână așa locul, ca nu cumva să vină Zu. Totuși din cauza lui Zu ni s-a tăiat nouă acel loc 17, ne-a dat afară. Nu înțeleg de ce nu au niciun penalti cei, nici Latifi, nici Zu, chiar nici Schumacher, pentru că au intrat efectiv în mine, bă, băieți. Au intrat efectiv în mine. Din nou aici, încearcă pe interior. Încearcă pe interior. Ia uite și tu, mamă, ce drift am făcut aici, ești nebun la cap. Mare grijă la Zoom, mare grijă, bine că mai avem un pic de RS, bine că mai avem un pic de RS. Că e berită, Perez câștigă cursa, se pare. Da, nu m-aș da sincer, mai mult la la Verstappen sau la Leclerc. Sunt tare curios pe acest joc, cine o să fie îl mai bun. Cred că o să fie o luptă destul de interesantă și pe joc. Mult mai interes decât în viață, probabil. Mare, mare grijă. E în spatele nostru, Zu. Nu vreau să-l las, nu vreau să-l las. Și nu-l las, nu-l las. Până la termină în fața acestuia. 18. Da, acest dilativ e drept vreo de... Bă, dă-l în măsa. Bă, dă-l în măsa, vere, că la cât ne fă... Bă, pe bune zic. La ce ne-ai făcut, trebuia să fie penalizat, descalificat. Păi ce facem aici? Urât așa, urât așa, bă, băieți, urât așa, nu se poate. Mamă, mă doare spatele, nu mai pot. Perez câștigă. Vettel termină pe 13, nu reușește punctele, din păcate. Perez, Verstappen și cu Sainz, Leclerc de avea pe 5, se pare. Russell a avut cea mare creștere. Asta ce m-am avut cea mai bună lap. Noi 18. Ha. Să zicem că e ok, dar... Bine, puteam să fim mai în față, după părerea mea, chiar puteam să fim mai în față, dar am avut ghinion, ne-am și lovit. Asta e. Vedem cu următoarea cursă, sperăm la ceva și mai bun. Totuși, un circuit pe care l-am știut foarte bine și încă îl știu foarte bine, nu ne-a prit chiar așa de top. Da. Vedem. Tare curios să... Unde o să fie următoarea cursă? Haideți să răspundem la întrebări. Ha, mă, hai. Hai că răspundem, bă, băieți, la întrebări. Cum să nu răspundem noi? Ia. Hai că știm noi de aerul și ăștia. Știm noi ceva dacă e... Ce naiba să zicem? Nici nu știu... Pa, băgăm aero, ce naiba, că nici nu mă pricep la astfel de chestii. Zici tu ceva forță. When you were starting out as a young personal driver, where are your heroes? Vettel, tata, Vettel. Vettel. Forță. Mă, numai, mai suntem și cu echiperi cu el, dacă știi ce zic. Haideți să încercăm să mai îmbunătățim... Mașina, că e jale. E jale. Pe
Nici nu știu pe ce să facem. Power Train. Cum suntem la power? Hai, luăm pe ăsta. Păi am crește binișor la ăsta. Am crește binișor. Mă, McLaren e în spate. Rău McLaren. Fiți atenți și voi. Alfa Romeo e foarte în față. Alfa Romeo. Păi ești nebun ce-i pe aici. Și la power. Hai să băgăm și la power ceva. Să creștem și la power. Cred că o să ne ajute foarte mult. Ăstea și la... Și la ăsta. Până și la ăsta. Hai. O, stăm bine. Stăm bine la... Ăsta ce e, mă? Durabilitate, cred că. Asta se upgradează deja asta. Bun, mai avem ceva? Hai, bun. Ar trebui să fim peste McLaren, se pare. Peste McLaren. Da. O să fie o luptă super interesantă, părerea mea, super interesantă. Aici ce am putea noi să upgradăm, întrebarea mea. Power train. Aerodinamic. Totuși la aerodinamic aș mai băga ceva. A, nu putem. Nu putem să upgradăm pentru că sunt ale echipei. N-avem treabă noi. Păștre lăsăm așa. Bun. Motoarea cursă este la... La... Arabia Saudită. Ce trasă e ăsta? Pirelli Hot Lap. A, mai avem și chestia asta, bă, băieți. Haideți să facem și pe acesta. Să vedeți că e super, super interesant. Poți să joci cu supercaruri, bă, băieți. Nu doar cu Formula 1. Au băgat acum nou un F1 22. Și chiar e super interesant să faci și cu supercaruri. Chiar e forță rău. A, ăsta e circuitul. Yeah. Șmecherie. Opa. Opa, opa, opa. Cred că un mic drift acolo, sincer. Așa s-a auzit cel puțin. Deci ăsta e circuitul. Da, nu sunt un fan foarte mare al acestui circuit, dar ce pot să zic? Ce pot să zic? O să fie greuț. O să fie greuț. E circuitul ăla cu multe curbe nasoale. Noi încercăm, noi încercăm. Probabil o să mai scad un pic din AI. O să las la 70, cred, totuși. Pentru că e destul de greu așa la început. După ce ne mai obișnuim și noi și vedem că avem totuși locuri prea bune, cum s-ar zice, pentru echipă și pentru mașină, probabil atunci o să-l dăm mai mult. Știu că jucam naiba la 20, am jucat pe 100 parcă. Chiar și pe 110 câteodată. Dar tot e greuț, tot e greuț. 153. Hai încă o de asta. Vedeți, începem 157, am înțeles. Mă. Cât e? Cred că e mai puțin. Avem silver. Avem silver cu acest McLaren 720S. Bună rău mașina. Advance. Dar primim și noi ceva eventual sau? Tare curios dacă primim ceva. Cred că nimică. Probabil nimic. Da, hai că am făcut clipul de o oră și ceva, se pare, oricum o să mai tai eu din el. Da, ăsta e circuitul, știu circuitul, dar nu sunt fan, cum s-ar zice, nu sunt fan. Haideți să vedem când vine la mai interesante, Australia, nu știu cum e, la Moța. Ba nu, la Imola. Moța unde e, mă? Moța e departe, la Imola e... Imola... Cum era, mă, Imola? A, cred că știu și Imola. Nu știu, mamă, vine și o să vină și Monaco. Păi de capul.
Eu aștept Australia. Sincer, Australia, pentru că nu știu cât de mulți ați vizionat la mine pe canale Fan 20, nu știu dacă mai sunt abonați de pe vremea aia cu 2 ani, chiar nu știu dacă mai sunt, dar ăla era circuitul meu preferat și încă este, am avut cele mai bune rezultate pe acel circuit. Frații, aici punem capăt la acest prim episod din această nouă serie pe canal. Sper să vă placă ceva a nou în România. Știu că mi-a strâns foarte mulți după ce terminase seria de F1 20 să fac cu F1 21, dar n-am mai făcuse cu MotoGP. Acum revenim la Formula 1. Sperăm să vă placă și mai mult, pentru că probabil să vă placă mai mult deoarece avem mai mulți abonați decât atunci. Mă gândesc, probabil. Hai, vă las cum am zis, dați de like, subscribe. Vă pup, la revedere!